Salutare și bine ați venit la un nou film. Astăzi suntem chiar aici cu Tesla Model Y, tracțiune spate, baterie LFP, standard range, fabricație China și vom face testul de consum în oraș. Este duminică, aproape seara, aș putea spune, și cred că este cel mai bun timp de a face un test de consum în oraș, în condițiile în care nu este super trafic, dar este puțin trafic, aș putea spune, cumva trafic mediu. Vom lua mașina și vom merge prin București. Voi încerca să conduc undeva la 15-20 de kilometri și vă voi da un feedback și vom vedea care va fi consumul real al mașinii, pentru că știu că mulți dintre voi mi-ați scris că ați vrea să vedeți acest test de consum. Așa că haideți să testăm mașina și la sfârșit vom trage o concluzie. Bun, deci prima dată haideți să vă arăt setările mașinii, după care vom începe să conducem. Voi lăsa sistemul de climatizare pe nivelul 3 manual, dar cu aerul condiționat dat drumul. Cred că este cea mai bună setare, să aveți cumva economie, dar în același timp și un aer plăcut și o temperatură plăcută în interiorul mașinii. În spate va fi închisă pentru că nu este nimeni, iar din punct de vedere al condusului, mergem pe chill mod, confort la volan, iar la trip vom reseta tripul A și vom vedea la tripul A ce consum vom avea. Bun, apăsăm frâna, punem mașina în drive și haideți să conducem. În primul rând, afară sunt 26 de grade, este o temperatură aproape perfectă, aș putea spune, pentru o mașină electrică în vară, așa că ar trebui să scoatem un consum destul de bun. Să zic așa, o anticipare, cât anticipez eu, ca un pariu înainte de a începe test drive-ul. Mamă, soarele ăsta este genial. Haideți să o luăm stânga, să scăpăm de el. Ca o anticipare a consumului, eu cred că scoatem undeva la 150 de W/h pe kilometru. Dar vom vedea, chiar sunt curios, care va fi rezultatul. Intrăm în oraș, mergem din partea asta, din zona asta de nord și ne îndreptăm așa ușor spre oraș. Voi încerca să merg în limita de viteză legală, pentru că nu promovez condusul ăsta foarte agresiv sau agresiv. Nu cred că este sigur și nu vreau să-l promovez. Pentru 5 minute, 10 minute cu care poți ajunge mai repede, poți să-ți riști viața ție și altor participanți la trafic. Și mai bine, din punctul meu de vedere, conducem mai încet, ajungem cu 10 minute, 15 minute mai târziu la destinație, dar ajungem sigur, în siguranță. Surprinzător, mașina o conduc de 2 săptămâni, aproape 1000 de kilometri și este destul de silențioasă. Într-adevăr, pentru simplu fapt că este o mașină electrică și are bateria, acea baterie mare și grea, cumva suspensiile sunt mai rigide și trebuie să instaleze suspensii mai rigide pe mașinile electrice, pentru că nu ar face față greutății, dar cumva au setat-o mult mai bine decât primul model de Tesla Model Y care a apărut pe piață. Și oricum este un pic mai soft, mai confortabilă decât modelul Performance. Eu m-am înțeles foarte bine cu ea, mai ales pe autostradă. Dacă sunt denivelări mici, relativ mici, mașina o duce și are un confort foarte bun. În momentul în care sunt gropi foarte mari, gropi care n-ar avea ce să caute în asfalt, în oricare din țările de pe această planetă, în România sunt extrem de multe gropi. Am condus în multe țări din Europa și vreau să vă spun că în România, cel puțin în zona asta a Bucureștiului, în București, sunt extrem de multe gropi și gropi mari, gropi care n-ar trebui să existe. Așa că dacă mă aude cineva, ar fi bine
și drăguț să mai dispară din ele. Oricum, oricum ar fi, vizibilitatea este bună, confortul pe scaun. Am făcut un drum destul de lung, să zic 250 de km și n-am mai avut problema pe care o aveam la Tesla Model 3 cu durerea de spate, deci nu pot să mai spun să mă plâng de durerea de spate. Așa că a fost mult, mult, mult mai ok. Din punct de vedere al izolației fonice, mașina se comportă extraordinar de bine. Acum vine cu geamuri duble și abia dacă se aude ceva din exterior, mai ales în oraș. Uitați, aici sunt 3 autobuze, foarte multe mașini, destul de mult zgomot. Și în interior încă își păstrează acea liniște, aș putea spune premium. Dacă ascultați muzică, chiar nu auziți nimic din exterior. În altă ordine de idei, destul de ușor de condus, ca și de altfel orice mașină electrică. Până acum avem 3 km conduși, 127 de wh pe kilometru, nu, 134 acum. Uha, e mai bine decât mă așteptam până în momentul ăsta. Bine, nici n-am avut trafic, să spun așa. Acum o să fie în cursul săptămânii, se pare că în momentul ăsta am prins aproape condiții, am prins condiții foarte bune. Primul semafor pe care l-am prins este aici. În momentul în care sistemul de climatizare este pornit, ca acum, și stăm la semafor, consumul va urca mult mai mult. Deci cumva acesta este dușmanul consumului cu aerul condiționat sau cu sistemul de încălzire pornit. Deci cum este viteza foarte mare, la viteze peste 110-120 de km pe oră, mașinile electrice consumă mult mai mult din cauza aerodinamicii, la fel și cu opririle astea dese, mers încet cu aerul condiționat, va mânca mai mult, mai repede mănâncă aerul condiționat bateria decât condusul propriu zis, pentru că dacă închid acum sistemul de climatizare, în momentul ăsta chiar nu am nevoie de sistemul de climatizare, dar îl țin deschis pentru, pur și simplu, pentru test, pentru că toate testele, majoritatea le-am făcut așa și la toate mașinile pe care le testăm cu sistemul de climatizare pornit, așa vreau să păstrăm această linie, să fie cumva realiste toate testele pe care le facem. Nu vreau să conduc mai repede sau mult mai repede decât viteza legală. Vreau să rămân cumva în limitele legale. Așa că o să stau pe banda din dreapta, chiar dacă e plină de gropi, și evit să stau pe prima bandă, pentru că aproape întotdeauna prima bandă este plină de gropi. O să iau înainte, după care o să facem, de fapt, cred că o să mergem chiar înainte. Ce ar fi să traversăm un pic Bucureștiul, să ajungem până la Calea Victoriei și după care întoarcem spre Ștefan cel Mare. Cred că ar fi cel mai ok. Sunt multe semafoare, multe treceri de pietoni și așa, în acest fel, facem cumva testul mult mai realist. Multe gropi. Deci, 127 de wh pe kilometru, mamă, e chiar bine. 5 km parcurs și 1 kWh consumat. Foarte ok. Gen duminica să conduci, chiar nu e trafic, dar nici nu aș putea să fac un test de consum în traficul din București în cursul săptămânii, pentru că am stat numai la semafor, deci cred că tot filmul ar fi despre semafoare și stat. Dar oricum, vedeți, acum vom intra în oraș din ce în ce mai adânc și va deveni mult mai realist testul. Avem 85% baterie, asta înseamnă 356 de km, cel puțin atât
spune mașina sau VLTP estimează, dar dacă intrăm în aplicație aici, average pe ultimii 10 km, 278 de km. Deci cu această baterie încă 278 în ritmul ăsta pe care l-am avut în ultimii 10 km. Hai să mergem pe 350, 302 km, e mult mai realist. 302 km. Bun. Vedem. Deci eu am zis 150 de wați oră pe kilometru. Sunt curios până la sfârșit cât reușesc să scot. Oricum, săptămâna trecută a fost extrem de cald în București. Cred că în toată România, nu știu sigur, dar extrem de cald și am mers cu aerul condiționat la drumul și am mâncat extrem de multă energie, deci mi-a consumat bateria mai mult aerul condiționat decât mersul prin oraș. Trebuie să fac multe drumuri. Ce frumos se vede lacul Herăstrău de aici, din direcția asta, din zona asta. Îmi place foarte mult că cumva au început și în București, cel puțin în zonele astea centrale, să adauge verdeață și iarbă și să o ude și să fie un pic așa, un pic mai verde, un pic, să semene un pic cu Occidentul. Uitați în zona aceasta, flori, verde, chiar îmi place. Am fost în multe zone, bine, n-are voie să treacă cu bicicleta așa, nu mai treceți cu bicicleta pe trecerea de pietoni, pentru că e ilegal și periculos. În fine, uitați ce frumos, verdele ăsta îmi place și mulți copaci în comparație cu alte zone unde totul este uscat. Deci ar arăta bine și Bucureștiu dacă s-ar ocupa un pic mai mult de el, părerea mea. Cred că e potențial și în București. Străzi mai bune ne trebuie mai multă verdeață și probabil mai mult bun simț și respect și educație față de alții din jurul nostru. Și cred că ar putea și România să ajungă la un nivel destul de ridicat. Pentru că România are potențial să fie mult mai sus decât alte state din vestul Europei. Bineînțeles, autobuze mai curate, mai moderne. Și da, ne îndreptăm, probabil va mai trece undeva la 10 ani până să ajungem acolo. Oricum, 7 km parcurși, doar 1 kWh consumat. Stai că am umblat aici la sistemul de climatizare. Doar 1 kWh consumat, iar avem 123 de W/h pe kilometru consum. Foarte bun consumul și sistemul de climatizare încă funcționează. Am impresia că consumul este datorat faptului că afară sunt 27 de grade și cumva bateria și mașina funcționează foarte bine la această temperatură. Stăm în trafic, asta este bine, pentru că o face mult mai realistic acest test, dar totuși foarte bun consum. Foarte bun, 123 de W/h pe kilometru. Vreau să fac un test, să iau mașina, închidem, dar asta cred că va fi lunile septembrie, octombrie, noiembrie, probabil. Vreau să iau mașina, să meargă fără sistem de climatizare, închis, fără căldură, să încerc să conduc în viteza legală și să văd cât pot să trag de această baterie și cât range, autonomie reală va avea acest Tesla Model Y standard range, tracțiune spate cu bateria asta LFP. Am încărcat mașina de câteva ori și să vă spun sincer, nu văd o mare diferență ca viteză de încărcare între această baterie și bateria pe care am avut-o anterior pe Tesla Model 3 din 2019, era long range. Deci cumva nu văd mari dezavantaje. Bineînțeles, singurul dezavantaj este puterea, dar chiar și așa avem destulă putere pentru ce am eu nevoie, de exemplu. Vreau să termin și cu
cu... Vreau să fac cam tot ce se poate filma despre Tesla Model Y. Vreau să termin, pentru că știu că mulți dintre voi sunteți interesați și am primit foarte multe comentarii. Vreau să termin cu ea, după care o să ne mutăm ușor spre alte modele și alte mașini din alte mărci și vă voi da mai multe detalii și informații despre ele. Dar da, vreau să termin cumva cu ea. Am foarte multe filme pe care vreau să le fac. Dar uitați, uitați cât verde este toată zona asta. Până la Victoria, foarte frumos. Foarte frumoasă zona. De altfel și la Unirea, în zona Unirea am văzut că tot așa. Da, zona centrală destul de frumoșică. Destul de ok. Vedeți noul Range Rover. Arată foarte, foarte bine. Dacă vreți să vedeți noul Range Rover, review, test drive, toate informațiile, îl puteți vedea pe canalul meu SDA Dan Cars, canal în limba engleză. Acolo vedeți mai multe informații despre el. Vreau să vă spun că Range Rover Sport, acesta este Range Rover-ul nou. Range Rover Sport este un pic mai mic. Am fost primul din lume care a filmat Range Rover Sport. Foarte, foarte mișto mașinile. Și la interior și la exterior arată mult mai bine decât versiunile anterioare. Nu știu să vă spun sigur dacă au îmbunătățit cumva partea mecanică, pentru că știu că au fost probleme în trecut cu partea lor de mecanică, dar din punct de vedere al designului, confort, calitate, mașinile sunt excelente. Nimic de spus, dar mai multe detalii puteți vedea în celălalt canal al meu. De altfel, aștept feedback-urile voastre și întrebările în comentarii, pentru că sunt deschis la orice întrebare, la orice idee sau curiozitate din domeniul auto. 131 de wattoră pe kilometru, 9 km parcurși până în acest moment. Stăm la trafic din nou. Cumva consumul crește, probabil pentru simplu fapt că am stat la semafor, al doilea semafor, undeva la, cred că un minut la fiecare semafor și cumva din cauza consumului pe sistemul de climatizare se adaugă și la distanța parcursă. 127. Încă traficul este foarte bun. E super acceptabil din punctul meu de vedere. Aici am accelerat un pic mai tare. Depinde și cum folosiți pedala și cum anticipați traficul. Contează foarte mult în acest consum. Dacă mergeți, să zic așa, anticipând traficul și mergând așa mai lent, accelerând mai lent, veți avea de altfel și un consum mai bun. Apropo de asta, se poate depăși în România pe banda din partea dreaptă? Sunt și eu curios. Dacă am văzut foarte multe persoane depășind pe bandă, prima bandă, cumva. Dar vreau să știu dacă chiar este permis. Sau scrie undeva în... Nu, sincer nu mi-amintesc. Când am luat eu carnet în 2005, până astăzi am fost și plecat mulți ani și nu știu ce update-uri, ce noutăți au mai venit. Tocmai de asta vă întreb. Încă de știu eu, în 2005, 2006, 2010 nu prea era permis sau cel puțin se întâmpla, dar nu era legal, să zic așa. Mergem spre universitate, după care ne întoarcem înapoi spre Ștefan cel Mare. Pentru că aici este mult mai mare traficul în această zonă.
tocmai de-aia am și venit aici, pentru să facem un pic testul mai realist. Și aici o frână și o oprire. Oarecum neanticipat așa, unde am pierdut puțin energie, dar totuși 128 W/h pe kilometru. Și deja mi-e frig în interiorul mașinii, dar nu pot să opresc sistemul de climatizare pentru că aș strica testul. Dar e chiar răcoare în interior. Aș putea fără probleme să-l pun pe nivelul 1 sau chiar să-l opresc. Aici suntem undeva la Romana. Dacă nu mă înșel, astăzi pe calea Victoriei este traficul blocat. Este o zonă pietonală acolo, sâmbătă și duminică, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru foarte bun. Vom întoarce la universitate și vom veni înapoi tot pe această direcție, pentru că eu consider că este destul, da, este un trafic destul de realist. Avem 11 km, 130 W/h pe kilometru. Și puteți și puteți și calcula și vă face o idee despre această mașină, baterie, versiune. Pentru că mulți dintre voi am avut foarte multe întrebări și comentarii în care m-ați întrebat despre consum, atât de multe informații. Vreau să cuprind cumva în filmele mele cât mai multe informații posibile, în așa fel încât să aveți o idee foarte clară de mașină în momentul în care luați o decizie, nu numai despre această mașină, dar în general despre orice mașină. În mare, asta încerc să fac pe canalul meu, să aduc cât mai multe informații din domeniul auto, în așa fel încât fiecare persoană să poată să fie informat, cât mai informat, când alege să cumpere o mașină sau o nouă mașină sau în momentul în care are o curiozitate. Aici este Teatrul Național, dacă nu mă înșel. Toyota Auris. Toyota Auris, vreau să vă spun că înainte să-mi cumpăr, am avut un Audi A3 pe benzină, 1.4, foarte bună mașina, fără să consume ulei. Am testat un Auris, am vrut să-mi cumpăr Auris pentru că consumul era super bun. Și țin minte că am făcut un test de consum cu ea, cu exact această versiune, nu știu exact, cred că este mild hybrid. Am făcut un test și în test drive-ul meu a fost undeva la 3,4 litri pe 100 de kilometri. Super bun consum la acea vreme. Această mașinuță este super, super economică. Toyota face mașini foarte bune și foarte economice. Chiar dacă designul nu este ceva wow, dar din punctul ăsta de vedere al economiei și al fiabilității, cred că mașina este... au mașini foarte bune. Avem 130 W/h pe kilometru, deja am început să stăm în trafic. Deci asta vă spuneam, dacă făceam testul în cursul săptămânii, stăteam mai mult la semafor de vorbă. Era mai mult un podcast decât test drive. Adică un monolog
podcast. Adică vorbeam singur. Să zic așa. Adică aici s-a mai relaxat lucrurile. Avem și noi aici 4 benzi pe sens, ca în America. Să nu zică lumea că în România nu sunt 4 benzi pe sens. Avem și noi. De toate. M-am pus prea în față. Dar tot pot să văd semaforul. Sau cred că e același semafor cu cel din față. Da, aici, sincer, zona asta, deci de când... Cred că zona asta în ultimii 5 ani arată identic. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri în această zonă, cel puțin pe această stradă. A, poate stâlpișorii ăștia n-au fost înainte. Dar, în schimb, arată la fel. Clădirile arată la fel. Aceleași acții de postere. Pe partea cealaltă arată la fel. Cam arată identic. Deci nu au fost prea multe schimbări în această zonă. Și o mașină drăguță. Ceva cu caracter așa mai puternic, cu tradiție. Se merge încet, 30-40 la oră, mergem odată cu traficul. Nu ne grăbim nicăieri. Regulamentar. Iar aici am prins roșu. Avem consum 132 de W oră pe kilometru. 2 kW am consumat până acum, 12 km. Foarte puțin, adică dacă stăm să ne gândim, sistemul de climatizare a funcționat continuu. Consumul din punctul meu de vedere este super, super bun. Deci n-am. Cred că mergem de undeva de 20 de minute, dacă nu mai mult de 20 de minute. Aerul condiționat a funcționat continuu. 132 de W pe kilometru, perfect. Nici nu îți trebuie mai mult, sincer. Normal și de drept, cred că așa ar trebui să fie traficul în orice oraș din lume. Cred că asta ar trebui să fie maxim. Deci nu cred că ar trebui să fie un trafic mai, hai să zicem, puțin mai aglomerat. Dar nu cred că ar trebui să existe un trafic mai aglomerat decât am condus astăzi. Cred că ăsta ar trebui să fie maxim din punctul meu de vedere. Schimbăm și un traiector de aici. Mai... un pic mai multă diversitate în străzi. Uitați și o Tesla Model 3. Ce frumoasă e de la spate. Spatele arată foarte bine. E un pic mai joasă, cam aceeași mașină ca și Model Y, doar că este un pic mai joasă. Și bineînțeles, din punctul meu de vedere, după ce le-am condus pe ambele, se simte mai confortabil în Tesla Model Y, ai o vizibilitate mult mai bună. Este o mașină mai stabilă așa și probabil mult mai bună pentru România, unde avem toate gropile astea. Aproape peste tot, cel puțin în zona asta, foarte multe gropi. Cred că ai prefera mai mult să ai o mașină mai înaltă, mai sigură și din punct de vedere al siguranței, eu cred că Tesla Model Y este o mașină mult mai sigură și mult mai mare, mult mai spațioasă.
foarte, foarte liniște în interiorul mașinii. Izolația fonică este extrem de bună. Nu am nimic, nimic de spus din punctul ăsta de vedere. Deci chiar nu... Chiar este super ok. Ieșim cumva pe Ștefan cel Mare. Facem dreapta aici. Haideți să mergem pe partea asta. Cam toată lumea face chestia asta. Cu toate că... Și o luăm în dreapta, după care vom intra. Ia uitați ce liber e aici. În cursul săptămânii ăsta ai 5 minute aici, lejer, cred. Vom ieși aici, pe Ștefan cel Mare. Facem dreapta, întoarcem, după care mergem înapoi spre nord. Și aș vrea să fac dreapta aici, dacă este loc. Hmm. 138 W oră pe kilometru, 14 km conduși. Deci, în total, dacă vă uitați, 903 km, ultimii 903 km, consumul a fost de 179 de W/h pe kilometru, dar au fost perioade în care am condus undeva pe autostradă, cred că 200 de km aproape, nu, hai, 150 de km au fost la viteze de peste 120 de km pe oră. Până în 130, deci nici nu mai mare de 130. Face stânga. Și vom merge înainte. Câteva gropițe în zona asta. Uitați și ID3, o mașină foarte frumoasă, chiar m-am gândit la un moment dat, înainte să cumpăr prima Tesla Model 3, să cumpăr un ID3. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Cel puțin când am prezentat-o la început și au spus despre ea, mă așteptam să vină pe piață cu un preț mai bun. Dar prețul, dacă nu mă înșel, a fost undeva la 50.000 și mi s-a părut un pic cam scumpă pentru mărimea și pentru ceea ce este. Și dar pe total arată extrem de bine. E o mașină frumoasă, o mașină compactă, un hatchback foarte bun de oraș și nu numai. Foarte atrăgătoare. Chiar drăguță. Și din câte am înțeles eu, are și un range destul de bun și un consum super, super ok. Avem și aceste limitatoare de viteză, bumpuri de viteză, nu știu cum se numesc exact în limba română.
care ne încetinesc un pic și ne pierd din elan, unde se mai pierde un pic de eficiență. Dar, per total, e ok. Hai de unde am mai în față. Așteptăm aici. După care intrăm frumos, partea dreaptă, destul de liber orașul, duminică seara. Aici vom aștepta puțin din nou. Da, nu e, un test destul de realist. Testul este super realist, mai ales pentru simplu fapt că sunt persoane, mulți dintre voi vă uitați din alte orașe, probabil în alte orașe nu este un trafic foarte intens și probabil că testul acesta va fi mai relevant. Dar persoanele din București, care conduc des în București, în cursul săptămânii, probabil ar trebui să se aștepte la un consum mai mare decât vom avea astăzi, în condițiile în care veți sta mai mult în trafic, deci cu sistemul de climatizare pornit va fi mai mare. Eu sunt cumva surprins de consum, 144 W/h pe kilometru. În momentul ăsta aș închide aerul sau l-aș da pe nivelul 1, dacă n-ar fi camera, deci cumva aș avea un consum și mai bun decât este în acest moment. Uitați, 141 W/h pe kilometru, 15 km, 2 kW consumați, 82%, 345 km. Deci, cred că pe mine acești 82% îmi vor ajunge toată săptămâna viitoare, azi e duminică, până sâmbăta viitoare, condus zi de zi. Deci cam cu bateria aceasta mică în oraș, depinde cât conduci, dar pentru o persoană simplă, normală, care merge la muncă și înapoi, gen te duci și mergi în fiecare zi, să zici 20 de kilometri, stând în trafic și cu sistemul de climatizare pornit, probabil bateria vă va ajunge undeva la o săptămână, aș spune. Dacă aveți long range, varianta cu baterie mare, fără probleme, o săptămână mergeți lejer. Iarna s-ar putea să fie un pic mai bine, pentru că mașina vine cu pompă de căldură, ceea ce înseamnă că cumva recuperează căldura din baterie, din motor, și o păstrează în interior, o trimite cumva în interiorul cabinei, și atunci cumva va face economie și consumul va fi mai mic decât în momentul în care folosiți sistemul de climatizare vara. Deci, cumva, sistemul de climatizare, din experiența mea, cel puțin pe Tesla, consumă mai mult decât în momentul în care mașina va trebui încălzită. Bineînțeles, dacă afară sunt minus 10-20 de grade și este foarte, foarte cald, rece, minus, atunci va consuma, dar în condiții normale ar trebui să consume mai puțin, mai ales că pompa de căldură ar trebui să ajute. Și toate modelele noi de Tesla, Model 3, Model Y, Model S și X, vin cu pompă de căldură. Din 2021 sau 2022, dacă nu mă înșel, de atunci cam toate vin cu pompă de căldură. Se poate și verifica în meniu dacă vreți să cumpărați o mașină second hand și nu sunteți siguri. Din nou, avem 143 W/h pe kilometru consum, 17 km făcuți și ne apropiem de finalul acestui test. Din nou mai stăm la un semafor. Deci uitați aici, 143, 17 km. Super bun consum. Sistemul de climatizare încă funcționează. Deja am înghețat înăuntru. Deci e mai mult. Deci nivelul 3 manual. Verde. Deci mergem spre dreapta. 141 W/h pe kilometru. Foarte bun consum. Foarte bun. Și mai prindem un semafor aici. Haideți că chiar a fost ok, adică am prins semafoare, a fost destul de realist consumul și traficul pentru un oraș
liniștit. ...145 a urcat un pic. Accelerăm și un pic mai brusc acum. Să vedem dacă prindem verde la următorul semafor. Dacă nu vreau să depășesc viteza legală, rămân aici, în zona aceasta. Și am prins semaforul. Dacă mergeam mai repede, nu-l prindeam, dar asta este. Și acum anticipăm, relaxăm, luăm piciorul de pe accelerație și un pic de energie recuperată în baterie, 142 de wattoră pe kilometru. Și dacă ne uităm chiar acum la average range pe ultimii 50 de kilometri, cu bateria care o avem, adică 82%, vom mai putea merge 309 kilometri în funcție de cum am mers anterior. Iar în ultimii 10 km pe care i-am făcut împreună, 340 de km încă cu bateria pe care o avem, e ok, e mai mult decât ok, pentru că la un moment dat trebuie să te și oprești, conduci și mai trebuie să te și ridici, să te oprești și se încarcă destul de repede bateria. Vă voi arăta, voi face un trip cât de curând în Germania și vă voi arăta, vom face un vlog așa drăguț în care vă voi arăta cum, cât oprești și așa mai departe. Haideți că opresc aici. Cred că e suficient. Oprim aici pe partea dreaptă și încheiem acest test de consum. Dacă n-ați văzut filmul cu senzorii de parcare, chiar vă recomand să-l vedeți, pentru că acolo explic un pic așa cam cum funcționează ei, sau mai bine zis cum nu funcționează ei, dar da, în fine, într-un alt film despre asta. Bun, haideți să discutăm despre numere. 142 wattoră pe kilometru, 3 kW consumați, 18 km. Climatizarea pornită, ați văzut cum am condus, deci cam astea au fost numerele. Din punctul meu de vedere, 142 de wattoră pe kilometru este mai mult decât bine, având în considerare greutatea mașinii, faptul că mergem cu aer condiționat și deja este foarte frig aici, deja mi-e frig, este excelent, excelent. Deci dacă închideam sistemul de climatizare, cred că scoteam și 120-110 în oraș pentru o mașină atât de grea, de mare, cred că este mai mult decât ok. Bun, ăsta a fost filmul, sper că ați luat destul de multe informații utile din el. Dacă încă aveți întrebări, întrebați-mă în comentarii, vă voi răspunde cu plăcere și cu drag. De altfel, dacă v-a plăcut și ați găsit informații utile în acest film și vreți să vedeți și alte mașini noi cu tot atât de multe informații, vă rog să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat, stați safe și ne vedem în următorul film. La revedere! Thank you.